vedem. Vreau să vă zic că astăzi dimineață eu am contractat și am avut o discuție cu conducerea Partidului Social Democrat din România. Am discutat cu chiar conducerea de vârf, cu domnul președinte Zgonea. Nu am reușit fiindcă nu era de găsit, dar am discutat cu cei de la nivel de conducere a Secretariatului General. Eram pe calea să fac și eu o scrisoare oficială adresată domnului președinte a Partidului Social Democrat. Și repet încă o dată că tot ce am făcut ca și investigație ieri, categoric nu mă arată nicio urmă pe interior la PDM că cineva ar fi sunat acolo. Colegii noștri de la Partidul Social Democrat din conducere și-au cerut scuză pentru cele ce se întâmplă și pe câte am înțeles eu, nu vorbesc în numele lor, dar am înțeles că ei studiază situația la ei și probabil ori azi, ori mâine, ori într-un timp apropiat o să iasă cu o declarație foarte clară a poziției și cu o informație care reflectă poziția Partidului Social Democrat din România. Și pe final de undă, eu, credeți-mă, am o sumedenie de griji și probleme în contextul situației noastre politice ca să stau și să ghicesc cine ce are în vedere, fie el și europarlamentar. Și îmi pare că există aceeași soluție foarte simplă. Dacă ai ce spune, da, pune-o dată. Spune ce ai de spus. Jocurile de ping-pong nu țin de principiile mele. Asta este răspunsul.